Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Dialog Social și în acest an venim cu cele mai importante subiecte social-economice din țară. Promitem și de această dată să fim alături de voi în calitate de partener ideal al omului muncii și aceeași platformă de discuții și dezbateri în care, în calitate de aliați prețioși, îi avem pe reprezentanții sindicatelor naționale. Stați aproape! Este un lucru cunoscut deja că în Republica Moldova, atunci când este vorba despre statistici negative și probleme, atunci în preajmă se află neapărat femeia. Vulnerabilă și neajutorată de cele mai deseori, aceasta este tratată disproporționat în societate. Și în anul 2015, femeile sindicaliste din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au deschis numeroase uși pentru ca vocea lor să se facă auzită, dar mai ales lucrurile să ia un alt făgaș decât cel actual. Nu prea le-a reușit însă. Deși reprezentanții guvernului sau ai parlamentului au răspuns afirmativ invitațiilor sindicalistelor la discuții, totuși instabilitatea politică și-a lăsat amprenta asupra propunerilor venite. Spre exemplu, majorarea indemnizației la nașterea și creșterea copilului, pe care sindicalistele o cer deja de mai mult timp, încă stagnează la nivel de propunere. Ne-am întâlnit cu greutăți concrete. Schimbul guvernului ne-a lipsit de posibilitatea de a realiza cel mai important obiectiv pe care l-am avut, susținerea maternității și majorarea indemnizațiilor la nașterea și întreținerea copilului. Ne vom întoarce neapărat la această necesitate, la această cerință a timpului, pentru că statisticile sunt triste și nu trebuie să lăsăm mâine ceea ce trebuie obligatoriu să soluționăm astăzi. Cu toate astea, femeile sindicaliste promit să lupte în continuare pentru protecția drepturilor și intereselor femeilor pe piața muncii din țara noastră. Inițiativă nobilă, mai ales când este susținută atât de conducerea CNSM, cât și de președinții de ramură. Femeile sunt deja 56% din cadrul membrilor de sindicat. Este realitatea și sunt problemele specifice a doamnelor care ei se întrunesc, discută cu reprezentanții Parlamentului, Guvernului, surselor care sunt mediatice, promovează politica activă a femeilor în societate și eu apreciez destul de pozitiv activitatea Consiliului de Femei, președinte doamna Liuba Rotaru, Angelo Otean, activului care se duc în teritoriu, la Lafarj, la diferite întreprinderi, să uită cum activează femeile, condițiile, maternitatea, pensionarea, salarizarea, deci o gamă largă și este lucru binevenit și în Europa și la noi. Este organizația și Consiliul de Femei care este specializat în protecția drepturilor femeilor, inclusiv și la gender și la egalitatea șanselor. Vocea femeilor este auzită. Nouă nu ne refuză întâlnirile nici guvernul, nici reprezentanții Parlamentului. Ei acceptă invitațiile noastre pentru a analiza propunerile venite din partea sindicaliștilor. Dar cel mai mare rezultat este că totuși ultimele proiecte și propuneri ce țin de susținerea maternității, pensionare și alte probleme au fost luate în considerație și chiar dacă încă nu s-a schimbat nimic în această privință, totuși o speranță există. Consiliul de Femei este o structură a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul CNSM, legea sindicatelor, regulamentul Consiliului și alte acte juridice și normative ce reglementează activitatea sindicatelor în Republica Moldova. Un cadou pentru pomul de Crăciun s-a transformat într-un cadou pentru copiii membrilor de sindicat care suferă de invaliditate. Federația Sindicatelor din Comunicații întrece în creativitate, astfel că ei, în ajunul sărbătorilor de iarnă, au organizat un concurs, dar și o serată pentru copiii membrilor de sindicat. În urma manifestației s-au adunat și sume de bani pentru a ajuta copiii bolnavi din ramură. În cadrul concursului, copiii salariaților, membrii de sindicat din ramură și-au demonstrat abilitățile creative, astfel că jucăriile confecționate au întrecut în originalitate, pomul federației fiind unul deosebit. Ba mai mult, ideea conducerii federației a fost preluată și de către liderii de sindicat din întreprinderi.
Federația Sindicatelor din Comunicație este o federație foarte activă ce își ține de activitățile pentru copii și vreau să spun că activitatea dată am întreprins-o chiar și anul la întreprindere și dacă aici în întreprindere la federație undeva pe 24, la sfârșit chiar și pe 20 decembrie deja se aduceau globulețe, la noi la întreprindere deja pomul era plin de globulețe făcute de copii și toată lumea dimineața venind la serviciu admira acest pom și a dat seama că uite, totuși sindicatul la noi în întreprindere lucrează și văzând că anume copiilor au dus și aceeași emoții pozitive de dimineață. Acest eveniment, desigur, este foarte important pentru copiii membrilor de sindicat, fiindcă au posibilitate să se adune, să comunice aici împreună. Au confecționat jucării pentru acest concurs. Fiecare copil și-a arătat abilitățile, capacitățile sale de a confecționa o jucărie pentru pomul de Crăciun. Reprezentanții Federației din Comunicații spun că au rămas impresionați de receptivitatea copiilor. Noi organizăm sistematic concursuri pentru copii, dar anul ăsta ne-am gândit să organizăm un concurs de creativitate pentru copii. Deci, ingineri, concursul este un cadou pentru bradul de Crăciun organizat de Federația Sindicat din Comunicație. Și noi nu ne-am așteptat că va fi așa o avalanșă de activități a copiilor. Noi declarăm, suntem atenți, dar trebuie să dovedim lucrul ăsta. Stimularea, motivarea copiilor pentru activități de creativitate. Copiii au avut parte și de un program artistic susținut de compozitoarea Daria Radu, autoarea mai multor cărți și culegeri de cântece pentru copii. Cei mici au fost vizitați și de către Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, care le-au înmânat daruri. Această acțiune aș vrea să o aibă toți, fiindcă e o acțiune benefică, frumoasă, mai ales pentru copii, e atât de așteptată. Deci eu sunt prietena acestor manifestări a asociațiilor din comunicație și toate cărțile mele care mi apar, discurile, ele sunt cunoscute în primul rând de domnul Pârgaru, care este un mare iubitor al copiilor, care vrea să-i promoveze. Suntem la început de an, iar fiecare început vine și cu noutăți. Și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și-a suplinit resursa de aur pe care o are, adică colectivul, cu un nou membru. Este vorba despre fostul viceministru al Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Sergiu Saenciuc. Dânsul, la etapa actuală, îndeplinește funcția de vicepreședinte a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care vor fi domeniile domniei sale de activitate în cadrul Confederației, dar și cu ce schimbări și idei vine, aflați chiar din prima sursă. Domnule Saenciuc, vă salut în studioul nostru. Pentru început, haideți să generalizăm un pic. Cât de pregătită credeți că este mișcarea sindicală din Republica Moldova să facă față provocărilor timpului, pentru că avem un amalgam de ce avem, și constituie un impediment, trebuie să recunoaștem, pentru modernizare, pentru dezvoltarea înainte a sindicat, chiar și pentru sindicate în cazul ăsta. Consider că mișcarea sindicală din Republica Moldova este o forță puternică și din punct de vedere instituțional este formată din 27 de centre sindicale naționale ramurare cu un număr de peste 400.000 de membri de sindicat. Dispunem și de un cadru juridic care este format din legea sindicatelor, codul muncii, legea cu privire la Comisia Națională și comisiile ramurale și teritoriale pentru negocieri și dialog social. Deci vreau să spun că din punct de vedere și instituțional și din punct de vedere juridic, mișcarea sindicală, Confederația Națională a Sindicatelor, sunt gata să facă față provocărilor care stau în fața sa, doar este necesar să avem cu cine să discutăm, să negociem. De aceea pledăm foarte mult pentru o formare cât mai rapidă a guvernului, a cabinetului de miniștri, numirea viceministrilor, ca să fie formată partea guvernamentală a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, precum și partea ministerială în cadrul comisiilor ramurale, ca să putem începe acest dialog. Și evident că primele chestiuni care urmează să fie puse în ordine de zi și examinate la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective țin de documente foarte importante pentru toată societatea. În primul rând este vorba despre politica bugetară fiscală și examinarea celor trei proiecte de legi, legea bugetului de stat, bugetului de asigurări sociale de stat și bugetul asigurărilor medicale. Când credeți că vom avea o Comisie Națională pentru Consultări și Negocieri Colective? Imediat după ce va fi format guvernul. Deci noi o să insistăm ca această comisie să fie
formatizată cât mai operativ, ca împreună cu partenerii sociali, guvernul, patronatele și noi sindicatele, să procedem la discuția celor mai importante și stringente de probleme care stau în fața societății. Haideți să vedem ce tangențe are funcția pe care o dețineți la etapa actuală în cadrul Confederației cu cea pe care ați deținut-o până nu de mult. Da? Mă refer la îndeletnicirile pe care le aveți. Activitatea mea precedentă, după competențe, are o legătură directă cu acele atribuții pe care le voi îndeplini în cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor în calitate de vicepreședinte. De fapt, toată perioada mea de activitate a fost legată de legislația muncii, raporturile de muncă, ocuparea forței de muncă, migrația forței de muncă, securitatea, sănătatea în muncă, inspecția muncii, deci politica salarizării, dialogul social, protecția socială. Și în cazul de față, evident că activând ca atare mai aproape 16 ani în funcția de viceministru la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și la Ministerul Economiei și anterior în calitate de șef de Direcție Generală Politici Salariale și Dialog Social, vreau să spun că practic majoritatea proiectelor care au fost elaborate și trecute prin mine au fost coordonate și consultate cu sindicatele ca partener social care apără drepturile și interesele membrilor de sindicat. Dacă să vorbim despre legislația muncii, un alt domeniu foarte important de care am fost responsabil, apoi aici doresc să menționez că printr-o hotărâre a Parlamentului a fost creat un grup de lucru pe care eu l-am condus, format din reprezentanții sindicatelor, patronatelor, societății deci, civile, deci reprezentanții mediului academic și științific, care pe parcurs aproape de 2 ani de zile a lucrat asupra noului cod al muncii și vreau să spun că a fost un lucru foarte complicat, dar în final a fost aprobat de către Parlament și pus în aplicare în 2003. Recent cunoaștem că v-ați întâlnit cu majoritatea președinților sindicatelor de ramură, dar și cu sindicaliști din teritoriu. Deci, pe scurt, care sunt concluziile pe care le-ați făcut? Cât de roz sau cât de sumbră este situația, atât în Raioane cât și aici, în Chișinău? Ca să cunosc mai bine care este situația în ramuri, în ultimul timp m-am întâlnit cu președinții, cu unii președinți ai centrelor naționale ramurale și cu aparatele lor. Evident, m-am întâlnit și cu reprezentanții din sectorul public, bugetar și cu reprezentanții din sectorul real al economiei. Am discutat problemele care stau în fața sindicatelor, care sunt provocările, care sunt rezultatele activității. Și aici vreau să vă spun că, ca concluzie, câteva aspecte. În primul rând, mă bucură faptul că în aceste sindicate au niște aparate foarte profesioniste din punct de vedere al calificării. Problemele sunt de ordin juridic. Dacă să vorbim despre sectorul real, la momentul actual avem un dialog tripartit. S-a adeverit adeseori că al treilea partener care este, cu părere de rău, și ministerul, adică este un al treilea partener, nu de fiecare dată deci, este activ sau promovează la nivelul respectiv acest dialog. Practica internațională ne arată că este un dialog bipartit în lume, deci noi trebuie să facem tot ce posibil ca să modificăm legislația în cazul de față, ca să asigurăm dezvoltarea unui dialog bipartit în ramurile sectorului real al economiei. Ca să este vorba despre sindicate patronate, va fi mai operativ și convenția care se va încheia să fie pusă în aplicare. Deci, alt aspect ține de legislația în domeniul salarizării. Este vorba despre minimul garantat al salarizării în sectorul real, este vorba despre salariul minim ca atare și este vorba despre acele măsuri care urmează să fie întreprinse pentru a majora salariile în sectorul public, în sectorul bugetar. Deci, acestea au fost doleanțele reprezentanților sindicatelor de ramură. Spuneți-ne domeniile de care veți răspunde concret în cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Mod. Da, domenii sunt foarte responsabile, este vorba despre raporturile de muncă, legislația muncii, politica salarizării, asigurările sociale, asigurările medicale. Evident că este vorba despre organizarea activității și dezvoltarea acestor activități cu președinția, parlamentul, deci guvernul, cu patronatele, administrația publică centrală, locală. Este vorba despre coordonarea activităților din partea sindicatelor în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și mai este vorba și despre controlul executării acelor convenții colective care au fost încheiate până în prezent. Prima acțiune pe care eu o văd, care ar trebui să fie întreprinsă foarte stringent, prima măsură, în opinia mea, ține de salarizare. Avem un salariu minim
de circa 20% față de salariul mediu pe economie. Țara noastră a ratificat Carta Europeană Socială Revizuită. Acest document prevede că acest normativ, cum ar fi salariul minim, trebuie să constituie 60% din salariul mediu pe economie. Deci ce ne propunem noi în acest context? Ne propunem ca în viitorul program de activitate a Guvernului, numai decât să se regăsească acest subiect, reevaluarea sau majorarea anuală a salariului minim pe țară, prevederea în acest scop în legea bugetului anual a surselor financiare pentru realizarea lui și în viitorii 3 ani de zile în care trebuie să activeze Guvernul, ca acest normativ de la 20 să crească la 40. Am menționat că avem ratificate toate instrumentele internaționale pentru promovarea unui dialog și parteneriat social în țara noastră și în acest context, evident, pentru noi ar fi foarte important ca și în viitorul program de activitate al Guvernului să se regăsească un compartiment care este dedicat dezvoltarea și promovarea dialogului social în țara noastră la toate nivelurile. Domnule Sainciuc, noi vă mulțumim că ați acceptat să veniți în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape, urmează rubrica Sfatul Juristului. În ce cazuri salariatul poate fi eliberat pe motivul reducerii funcției și ce plăți se cuvin în cazul dat? Eliberarea salariatului pe acest motiv constituie un drept al angajatorului, care poate fi realizat doar cu condiția respectării procedurii de concediere. Procedura de concediere în cazul dat prevede mai multe condiții. Prima, emiterea unui ordin prin care angajatorul trebuie să argumenteze din punct de vedere juridic și economic necesitatea reducerii funcției. Emiterea unui ordin prin care angajatorul trebuie să preavizeze salariatul sub semnătură despre concedierea acestuia. Preavizarea, în cazul dat, trebuie să fie făcută cu 2 luni înainte de eliberare a salariatului. De asemenea, angajatorul este obligat odată cu preavizarea salariatului, să-i propun un alt loc de muncă la unitate în cazul în care dispune de asemenea posibilități. Îi se acordă o zi de muncă liberă pe săptămână cu menținerea salariului pentru căutarea unui alt loc de muncă și alte garanții sau obligații ale angajatorului prevăzute de articolul 186 din Codul Muncii. În cazul în care angajatorul a eliberat salariatul pe acest motiv, atunci salariatul urmează să beneficieze de anumite plăți, și anume. Deci, pentru prima lună îi se plătește indemnizația de eliberare din serviciu în mărimea unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitate, dar nu mai mică această indemnizație decât mărimea unui salariu mediu lunar. Pentru luna a doua se menține salariul mediu lunar al salariatului și pentru luna a treia se plătește această indemnizație cu condiția că salariatul s-a înregistrat la Agenția Ocupării Forței de Muncă timp de 14 zile după eliberare și i s-a eliberat un certificat care confirmă că lui nu i s-a oferit un loc de muncă corespunzător. Iată, acestea sunt garanțiile respective în cazul concedierii salariatului pe motivul reducerii funcției. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile ediției de astăzi. Eu sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Nu înainte însă de a veni cu un mesaj de felicitare din partea echipei Dialogului Social către vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care este și un pilon al acesteia. Stimate domnule Mihail Hâncu, venim cu sănătate pentru dumneavoastră din belșug, prosperitate, bucurii de la copii și de la nepoți, înțelegere și susținere din partea colegilor, dar și cât mai mult noroc. La mulți ani! Doamnelor și domnilor, nu uitați să accesați în continuare pagina noastră electronică sindicate.md sau să apelați linia fierbinte 0800 820. Și ziarul Vocea Poporului vine cu o gamă largă de informații utile pentru dumneavoastră. Adresa electronică dialogsocial@roncnsm.md așteaptă în continuare scrisorile și mesajele dumneavoastră. Toate bune, rămâneți în preajmă!